Factură impresionantă de țigări la frontiera cu România. Polițiștii de frontieră au descoperit la linia de hotar, în apropiere de localitatea Prutești, raionul Fălești, peste 2 milioane de țigarete, în valoare de peste 800 de mii de lei. Oamenii legii vorbesc despre o captură record. Sâmbătă seară, polițiștii au observat în zona frontierei de stat un automobil de teren, urmat de un camion. În urma informațiilor operative, vamișii știau că autoturismele sunt tixite cu țigări de contrabandă, așa că i-au oprit pe conducătorii auto. În afară de șoferi, în automobile mai erau alți 5 bărbați. Toți au fost reținuți. Aceștia s-au dovedit a fi locuitori ai diferitor localități din raionul Fălești, cu vârste cuprinse între 17 și 41 de ani. În camion, oamenii legii au găsit mai multe colete cu țigări, dar și două bărci de cauciuc, cu ajutorul cărora țigările urmau să fie transportate în România. În prezent, suspecții sunt cercetați în stare de libertate și riscă până la 10 ani de pușcărie.